Capitalismul este cea mai mare minciună a omenirii. Se spune în literatura politică vestică legată de democrație că țările democrate occidentale sunt mai bogate și mai puțin probabil să meargă la război. Dar amândouă afirmațiile sunt total opuse. Se mai spune că democrațiile vestice sunt înclinate către eliminarea corupției și lupta împotriva ei. Din nou un neadevăr, pentru că în Occident corupția la vârf întrece valoric de mai multe ori orice corupție generalizată dintr-un sistem considerat de vest ca fiind nedemocratic. Cele mai multe țări în curs de dezvoltare care au introdus în cadrul lor valorile vestice și sistemul lor politic sunt într-un haos controlat de vest în detrimentul poporului, o dezordine socială și controlată. Democrația americană a apărut în ultimul timp inexistentă, preocuparea politicienilor fiind în principal pentru lupta dintre cele două mari partide politice, lăsând la o parte contribuabilul și ajungând de atâta democrație în pragul falimentului prin a nu-și mai putea achita datoriile. De două ori. Banii vorbesc mai mult decât oricând în politica americană, ignorând cele mai elementare necesități ale celor ce merg la vot. Fiecare congresman are cel puțin 20 de persoane angrenate în lobby, numărul lor fiind acum de ordinul miilor. Când discutăm de politica americană, discutăm de două partide și anume, democrații și republicani, cum știți foarte bine. Când spunem democrați, ne așteptăm ca ei să lupte pentru democrație, dreptate, respect față de cei ce muncesc, drept la opinie și în final să lupte pentru o viață mai bună a omului de rând. Când spunem republicani, ne gândim indubitabil la averile celor care conduc mediul de afaceri și nu au nici mamă, nici tată în a face bani. Și fiți atenți că venind vorba de democrație, trebuie să spunem că lucrurile nu stau chiar așa și perversitatea americană ne joacă feste din nou. Cei mai bogați politicieni din congresmenul american sunt democrații, paradoxal. În afara sferei politice, cei care se declară democrați sunt cei mai bogați oameni din Statele Unite ale Americii, începând cu Hollywood-ul. Dintre cei mai bogați 20% din americani, 60% sunt democrați. Dintre familiile americane cele mai bogate, 75% sunt democrați. Cei trei bogați de top ai Americii, Bill Gates, Warren Buffett și Larry Ellison, sunt democrați, dar doar pe hârtie. Nu și atunci când violează orice lege antitrust și licitează invers la bursa produselor agricole din Chicago, câștigând sume enorme, după care donează seringi în Africa. Dintre cei mai importanți 10 sponsori ai campaniilor electorale în Statele Unite în 2002, numai unul a sponsorizat republicanii. Tot în 2002, aceia care au sponsorizat campania electorală cu $1 milion sau peste, au oferit peste 36 de milioane de dolari pentru democrați și numai 3 milioane de dolari pentru republicani. 36 milioane? 3 milioane. Gândiți-vă. Democrații reprezintă cele mai bogate și influente districte electorale la nivel național în Congresul Statelor Unite ale Americii. În rândul politicienilor din Congresul American, cei mai bogați sunt democrații. Asta în situația în care în țară sunt probleme economice majore, clasa de mijloc este decimată, sistemul de educație este la pământ, sistemul de sănătate nu poate sub nicio formă să satisfacă cerințele populației, fondurile de pensii sunt preterminate și guvernul american poate fi în orice moment în faliment datorită imposibilității de a-și plăti datoriile. Dintre primii 12 politicieni, cei mai bogați din Congres, numai 3 sunt republicani, restul sunt democrați. Numai unul din 5 senatori americani, care au averi peste 25 de milioane de dolari, este republican. Marele John Kerry, fostul secretar de stat al Americii, care media conflictul din Ucraina, unde interesele Statelor Unite sunt majore în a genera sărăcie, democrat și el, are o avere estimată la peste 200 de milioane de dolari, asta în timp ce Obama făcea caz de averea lui Romney. Revenind în Uniunea Europeană, trebuie să spunem că Uniunea nu este nici pe departe un bastion al democrației, ci din contră. Decizia de a introduce euro în 1999 a fost luată de tehnocrați. Numai două țări, Danemarca și Suedia, au avut referendum în această privință. Amândouă au spus nu, dar ele au fost singurele care au avut referendum democratic. Deci, acolo unde s-a manifestat un spirit democratic, răspunsul a fost negativ, iar în rest, pozitiv. În Uniunea Europeană este un circ de proporții cu starea de democrație încă de la început. Efortul de a câștiga aprobarea la nivel popular pentru tratatul de la Lisabona, care urma să consolideze puterea Bruxellesului, a fost abandonat când oamenii au început să voteze într-o altă direcție decât cea dorită de un grup de influență.
asta este democrație, păi atunci definiția antidemocrației care ar fi? În altă ordine de idei, în perioada neagră a euro, elita Uniunii Europene a forțat Italia și Grecia să doboare guvernele alese democrat și să le înlocuiască cu cele care aplaudau Bruxelles-ul, chiar dacă lucrurile merg din rău în mai rău, înlocuind liderii aleși cu tehnocrați dictați de la centru, ca în URSS. Așa arată democrația trâmbițată de vest. În avantajul cui? Parlamentul European, în așa zisa dorință eșuată de a repara erorile făcute și situația economică falimentară la care Uniunea Europeană a ajuns în mod democratic, au ajuns la situația de a ignora țările de la periferia UE. UE a devenit un câmp fertil pentru partidele extremiste de dreapta. Globalizarea a schimbat politicile naționale într-un mod profund dramatic. Politicienii naționali au predat din ce în ce mai mult puterea uniunilor, grupărilor economice, companiilor financiare, companiilor petroliere, companiilor de asigurări și așa mai departe. În ceea ce privește comerțul și circuitele financiare, piața globală nu a putut și nu mai poate controla nimic. Nu pot avea niciun caracter democratic. Este imposibil. Dar există FMI, WTO, UE și alții care și-au extins influența și au creat caracterul democratic dorit de ei. Democratic cu ghilimele. Dar ce face Uniunea Europeană? UE preia state și le spune cât de bine va fi, dar nu este și nu va fi deloc așa. Despre ce fel de democrație vorbim pe acest fond de dominare din exterior, care nu ține cont de niciun aspect local și de nicio poziție a liderilor naționali și locali? Ceea ce foarte puțini oameni știu, chiar în Uniunea Europeană, este faptul că numărul băncilor a crescut mult în ultima perioadă, de la 20 în 1980 la peste 160 în momentul de față. Guvernele democrate capitaliste au făcut un obicei din a rula deficite structurale de proporții, nefăcând nimic pe termen lung, ci concentrându-se pe abordarea și câștigarea simpatiei votanților. Franța și Italia nu și-au balansat bugetele de peste 30 de ani și popoarele primesc promisiuni permanent. Una dintre culmile circului democratic capitalist a fost alegerile din Italia, unde un comic a devenit politician prin a-și bate joc de așa zișii politicieni tradiționali. Păi așa arată democrația? Sau așa ar trebui să arate? Ca o bătaie de joc în detrimentul poporului? O întrebare ar fi în felul următor. De ce ar trebui țările în curs de dezvoltare să facă referire la democrație ca un ideal al guvernelor lor, în timp ce America nu poate trece prin Congres un buget fără să mai discutăm că nu s-a discutat la niciun nivel despre un plan de viitor? Sistemul politic capitalist a fost capturat de grupuri de interese și subminat de obiceiuri antidemocrate pe toate, dar pe toate, absolut toate fronturile. Dacă întrebi astăzi pe cineva care încă nu s-a trezit din somnul indus de mass media, oare ce îi vine în minte atunci când pronunți cuvântul capitalism sau America? Cu siguranță îți va spune, fără să clipească, democrație, libertate, drepturile omului, egalitate, egalitate de șanse și așa mai departe. Acesta este rezultatul a câteva decenii de uriașă propagandă derulată în media și pe orice alte mijloace de către Statele Unite ale Americii și vestul capitalist. În realitate, capitalismul și democrația nu sunt sinonime, o să vă mirați. Ba dimpotrivă, de cele mai multe ori capitalismul exclude și suprimă democrația și dreptatea socială. În capitalism, țara nu este condusă de cetățeni, nici măcar politicienii nu dețin puterea reală, ci de o oligarhie de miliardari, de bancheri și de industriași, care se întrețește cu o clasă politică foarte, foarte, foarte coruptă. Patronul nu este prieten cu angajatul și nici nu a fost vreodată, ci este un exploatator al muncii salariate. Egalitatea de șanse nu există, pentru că un simplu cetățean nu se poate compara cu o mega corporație precum Coca-Cola, Monsanto sau Exxon, iar statul nu este un instrument aflat în slujba poporului, ci unul de represiune și control al mulțimii. Dar cum s-a ajuns aici? Pentru mulți cei care ați ajuns până aici cu acest clip, poate părea incredibil, dar pe la sfârșitul secolului XIX, în minunatele Statele Unite ale Americii, familii celebre de industriași precum Rockefeller, atunci când muncitorii făceau greve, cerând condiții de muncă mai umane și salarii cât de cât decente, ce credeți că făceau? Ei bine,
angajau militari pe care îi puneau să-i împuște pe greviști. Da, mă, să-i împuște pe greviști. Asta făceau mari industriași, mari bogătași. Pe vremea aceea și mai târziu, mai ales în timpul marii crize sau depresii economice din anii 30, părerea maselor populare despre capitalism era una foarte groasă și manifestațiile îndreptate împotriva exploatatorilor burghezi erau destul de frecvente, nu ca astăzi. După al doilea război mondial, oligarhii și-au dat seama că este mai eficient să folosești propaganda și manipularea în masă, bineînțeles, în locul violenței și forței brute și profitând de experiența câștigată în timpul războiului de către naziști, britanici sau chiar comuniștii ruși, au folosit masiv aceste metode ca forme moderne de control al maselor. Reprimarea brutală a protestelor populare a fost înlocuită cu comunicarea publică și îndoctrinarea treptată a indivizilor pentru a gândi și a acționa așa cum doresc elitele. Un rol important l-au avut teoriile psihologice a lui Sigmund Freud, folosite după război de către nepotul său Edward Bernays, pentru a elabora în Statele Unite ale Americii ceea ce astăzi numim relații publice și publicitare. Un uriaș avantaj l-a constituit dezvoltarea și perfecționarea mijloacelor moderne de comunicare în masă, precum radioul și televiziunea mai nou și internetul, pe lângă presa scrisă folosită până atunci ca mijloc principal de informare publică. Astfel, printr-o campanie permanentă de manipulare și indoctrinare în masă, desfășurată la nivel global timp de câteva decenii, oamenii au ajuns să creadă și să perceapă ca adevăr de necontestat o mare minciună. Aceea că sistemul capitalist ar fi același lucru cu democrația și libertatea individuală. Ei bine, nu este deloc așa. Conspirație sau nu, realitate sau adevăr, capitalismul există, socialismul a existat și, după cum vedem, în niciunul nu este bine. În niciunul nu avem libertate, în niciunul nu este, de fapt, democrație, în niciunul nu este egalitate, în niciunul nu este meritocrație, în niciunul nu este profesionalism. Așa că, până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.